pentru oameni politici integri, fără niciun fel de vulnerabilitate, pentru oameni de forță și dorniți să schimbe lucrurile în bine. Am votat de asemenea cu dorința ca Sibiul să conteze în rezultatul votului și în decizia politică națională și am votat cu speranța că România va aduce bunăstarea și va genera dezvoltare prin investiții, locuri de muncă, prin servicii medicale de calitate, printr-o educație de calitate și prin ajutor țintit acolo unde este nevoie. Așadar, sper că România va reuși prin viitorul Parlament și viitorul Guvern să aducă în următorii 4 ani bunăstarea la nivelul tuturor cetățenilor. Pe ce prezență l-au avut mizați în județul Sibiu? E greu să spun. Eu sper într-o prezență cât mai mare a sibienilor, așa cum am spus, sper cu tărie că Sibiul va conta și în rezultatul votului general. Deci asta înseamnă că sibienii trebuie să se mobilizeze la vot, trebuie să-și susțină cauza, să-și susțină oamenii demni să-i reprezinte pe termen lung, cu forță, cu dorința de a schimba lucrurile în bine.